cine mă? Păi este invadat. Da, mai așteptăm. Da, ok. Păi vreți ce opțional plus ceva? Nu. No. Ok. 350. Așa. Deci,
Bună ziua și bine ați venit la competiția de table și begemon Cupa Stațiunii Slănic Moldova, Perla Moldovei ca stațiune. Mulțumim domnului primar Baciu Gheorghe, primarul localității și orașului stațiune Slănic Moldova, care a făcut posibilă această competiție, dar nu numai dânsul, de unul singur, și administratorul acestei frumoase locații și cât și a vilei Teleconstrucția, domnul Șova Bogdan, care prin grija domnului primar și a dânsului, societatea Teleconstrucția oferă 10.000 de lei premii suplimentare la această competiție. Sunt jucători sosiți din țara vecină și prietenă, Bulgaria, din orașul Sofia, doi jucători, Dobromir și probabil că sunt aici, sunt afară. Avem jucători din toate orașele țării, din capitala noastră, București, din orașele mari, Timișoara, Bacău, Constanța, Cluj, Suceava, spuneți dumneavoastră, Brașov, Urziceni, Iași, Moinești, Bragadiro, Bogdeana, Târgu Ocna, Ajut, Vatra Dornei. Și peste tot. Domnule primar, vă mulțumim și vă dăm cuvântul dumneavoastră. Da. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la Slănic Moldova. Am îndrăgit de anul trecut, a fost o ediție, ați mai participat o parte de dumneavoastră, cred că în luna septembrie-octombrie, dacă nu mă înșel. Și sper că ca acest eveniment să devină mai aproape, vă rugăm, tradiție la Slănic Moldova. Vreau să vă spun că Slănic Moldova va fi din ce în ce mai primitoare pentru turiști, dar bineînțeles și pentru competiții sportive. Tradițional, Slănic Moldova a fost o localitate în care sportul era o activitate în care multe sporturi aveau centrul la Slănic Moldova. Aș vrea să mulțumesc partenerului nostru, este pentru prima dată când organizăm un eveniment într-un parteneriat așa de bun și aș vrea să-l consider un prim exemplu de parteneriat între administrația publică, întreprinzătorii noștri și dumneavoastră, reprezentanții sporturilor de gen, și m-aș bucura ca să veniți cât mai des la Slănic Moldova și să vă bucurați cât mai mult de aceste facilități care noi le avem. Facilități care împreună cu cele de la Târgu Ocna reprezintă cel mai bun loc din România unde se poate trata, se poate întări, se poate fortifica o persoană. Vă încurajăm să luptați, să câștigați, bineînțeles. Nu poate câștiga toată lumea, așa este în sport, dar cred că rămâne expresia că toată lumea câștigă pentru că a participat și își îmbunătățește performanța. Vă doresc succes și voi fi alături de dumneavoastră și zilele astea mai avem oricât sunteți binevenit și ne face plăcere din alte țări, da, din Republica Moldova, și mă bucur. Bine au venit, bun venit și celor din Bulgaria și sperăm să îndrăgească această zonă și să... Domnule primar, am zis o localitate, Predeal, este și o doamnă venită pentru prima dată la competiție. Doamnă, mulțumim, vreau să bateți cât mai mulți competitori. Noi vă mulțumim. Mult succes. Da, mai un pic, domnule primar. Oferim un premiu de excelență pentru susținerea acestei competiție domnului Șova Bogdan. Îl invităm aici în scenă. Mulțumim de asemenea mass media, televiziunea Exclusiv TV din Onești, care este alături de noi. Ne-a făcut o surpriză. Nu am un premiu pregătit aici, dar în zilele următoare are premiu de la... După festival. Sigur că da. De asemenea, continuăm cu premierea, premiul de excelență domnului primar Baciu Gheorghe, pentru susținerea domnului. Eu îl dedic slănicenilor și sper ca și ei să se bucure și să învățăm și noi acest sport și să avem reprezentanți și noi în altă parte. Promovați turistic stațiunea foarte bine și
Da, vă mulțumesc tare mult. Nu aveți timp de mi-ați amintit, anul acesta avem 18 evenimente. Practic, după evenimentele din iarnă, de sezonul de iarnă, când a fost sărbările zăpezii și altele specific de iarnă, este primul eveniment care se organizează. Avem 18, printre care și festival de umor și festivaluri de gen, în care puteți să vă implicați și dumneavoastră și de ce nu să vă bucurați de ele, că și așa muncim foarte mult, puțin umor, puțin avem și de mountain bike și de maraton și de off-road când suntem aici la munte. Mulțumesc încă o dată mult și mult succes tuturor concurenților. Nu vreau să vă rețin. Succes! Mulțumim, domnule Pion! Sănătate! Succes! Haideți să facem câteva precizări din regulament pentru noi jucători veniți. Da? Ok. Da. Facem câteva precizări pentru jucătorii noi veniți. Deci, mă rog, zarurile nu se dau din mână, se vor introduce în acea cupă, în păhărel, vor fi agitate de minim 3 ori pe verticală, iar în cădere cel puțin unul dintre zaruri să lovească manta sau o piesă din joc. Dacă totuși jucătorul a agitat de minim 3 ori și le-a dat în tablă, considerăm totuși zarul că este bun pentru că el le-a agitat și nu a avut intenția de a păcăli sau de a fura. Mutările sunt valide numai după ce jucătorul a ridicat zarurile. Toate aceste prevederi sunt trecute în regulamentul competiției. Noi, înaintea fiecărei runde, vom trage la sorți cine cu cine joacă. Dacă avem un număr de jucători impar, unul dintre jucători va fi liber, dar vom păstra un echilibru să nu fie același jucător liber și în următoarea rundă. Câștigători vor fi cei care au cele mai multe victorii. Va conta în al doilea criteriu golaverajul, cu ce scor învingeți. Noi vom trece după fiecare rundă rezultatele. Dumneavoastră verificați în așa fel încât atunci când am trecut în runda următoare să ne corectați dacă am omis sau am trecut un scor greșit. Noi vrem să fim aproape perfecți, dar cu sprijinul dumneavoastră vom reuși să fim cât mai buni. Domnul Dragănuț, o întrebare. Da. Se oprește scorul la 9 sau trece? Scorul, dacă jucăm până la 5 și la cât puncta jucăm, nu vom trece 6-0. Deci 5, chiar dacă bate în 6. Dacă jucăm la backgammon și avem la 9, la 9 se oprește. Că altfel și-ar da meciurile la un golaveraj mai mare. Chiar dacă bate cu 10, dar trecem 9. La urmă, golaverajul este cum ținem cont. Dacă 11-1 este mai mare decât 10-0. Pentru că a scris mai multe goluri, ca la fotbal. 11-1 e diferență de 10. Da? Jucătorii se pot reîntâlni prin trageri la sorți, din punct de vedere teoretic, și de 5 ori. Deci să nu contraziceți, pentru că sunt cu 3 înfrângeri. Noi vom trage la sorți. E probabilitate de loto să se întâlnească de 5 ori, dar este posibil, ca la loto. Dacă sunt contraziceri la masa de joc, vă rugăm să conservați poziția, nu vă contraziceți în așa fel încât să deranjați pe alții, dau chiar deloc și să vă contraziceți și ne chemați să soluționăm. Da? Vă propun, în afară de Asociația Română de Backgammon, cu stafful prezent, să facă parte din dumneavoastră un comitet. Am să deleg dintre cei mai cunoscuți jucători cu experiență și am să propun pe domnul Țiploiu din Onești, din București pe domnul Mănăilă, din Constanța pe domnul Ciubotariu și de la Timișoara domnul Vereș Marius. Câți avem? 1, 2, 3, 4? Așa. Propuneți dumneavoastră din public pe al cincilea. Ok. Atunci propun eu pe doamna din Predeal. Cum vă numiți? Doamna Cristina, nu? Ok. Dânsii vor fi din jurul. Dacă soluția pe care o dau eu la un conflict de joc nu este bună, nu este agreată de către cei din conflict, comitetul va fi cel care va decide peste soluția mea. Este corect? Da. Corect, da? Bine. Suntem 53, se va mai înscrie cineva, 54. Păstrăm același procent de premiere, cum am zis în primii 5, cu regulă. Dacă treceam spre 70, schimbam distribuția premiilor.
Deci vor fi premiați primii 5, cum am scris în plian, 30%, 20%, exact în grafic aici, da? În broșură. Cei care s-au înscris suplimentar, de exemplu, la table avem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, câștigător, locul unul dintre acei care s-au înscris și sunt bifați cu roșu, va lua și încă 500 de lei, că sunt 10 înscriși. 500 de lei minus comisiune. Dacă dumneavoastră vreți să vă mai înscrie suplimentar cu câte 50 de lei la table, câte 100 de lei la beghemon individual și câte 100 de lei la beghemon echipe, puteți să o faceți înainte de a începe prima rundă. Dacă pe parcursul competiției va veni cineva dornic să joace, poate să o facă în primele 3 runde, dar pleacă cu handicapul de a nu fi acumulat victorii ca și ceilalți. Da? Asta este. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Dacă sunt discuții pe agitarea zarurilor, noi avem și acele dispozitive, topogane, de amesteca zarul. Noi încercăm să jucăm fără ele, să agita zarurile corect. Dar dacă undeva se impune, sau dacă cineva insistă, noi vom da și aceste dispozitive. Dacă aveți întrebări, dacă nu vom trage la sort. Ok. Vă mulțumim. Vom continua. Deci la Stina, să tragă bilețele. Haideți, trageți câte două, să scriem aici. Violeta, ia și tu. Faceți două, le desfaceți. Două, să scriem. Cine cu cine joacă și noi. Ia cu bilețele. Vasiloiu, puneți așa. Și Popescu. Vasiloiu. Popescu. Luați altele. Maria. Ok. Puteți să facem repede cum scrie colega o echipă, desface să iau. Așa. Ce le adunăm aici pe toate? Radu Vasile. Radu Vasile. Denisa. Așa. Bravo. Nițu cu? Radu. Fișele de scor, după ce terminați jocul, partida, le semnează și cel care învinge și cel care pierde și ne le predați, da? Sunt dovada că ați jucat în runda respectivă cu oponentul, cu adversarul. Așa, bratul Fințu, da? Așa, tot așa. Ciobanu. Ciulec. Rodica, vorbește tu. Gracias.
faci. Da. Rodica, scrie și persoanele la pe tablou. Asta, cine e asta? Mucica? Unde e Mucica? Lăsa-mă acolo, lăsa-mă acolo. Poate mai bine citeva. Asta scrise. Asta scrise. Da. Haideți să vă fac cunoscut primele meciuri. Vreau să vă stric și dumneavoastră, ridicați mâna. De exemplu, prima partidă, Stăncilă Violeta, aici Nica Ioan. Nica, o să jucați cu Stăncilă Violeta. Domnul Dinu Ionel Dudău ce? Dinu Ionel Dudău, domnul Dudău. Domnul Dudău și cu Dinu Ionel, da? Ok, căutați o masă liberă. Table la 5 puncte toate meciurile. Costeniuc prezent cu domnul Săilă Sorin. Costeniuc de la Vatra Dornei, Săilă Sorin. Săilă. Unde e Săilă? Aici, aici. Da? Tare aici, unde e? El e Costeniuc, Săilă. Așa. O să le urcă la urmă. Nu, 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 ca să știu. Renția cu Florea. Renția. Renția aici, Florea. Florea, domnul cu mustață de acolo. Șubotariu și cu Rădulescu. Șubotariu aici, Șubotariu Rădulescu. Aici în spate. Da? Vă cunoașteți cu Rădulescu, da? Aici, aici. Da. Berna, Bernanu, Bernianu, Vereș. Bernianu, da, corect? Și domnul Vereș. Puteți juca și pe cutiile dumneavoastră acolo unde nu există înțelegere, găsim soluții. Rudolf Ciumașul așteptăm. Zaharia cu Storociuc Stela. Zaharia cu doamna Stela. Da, am observat. Saba cu Georgi. Saba. Domnul Saba. Georgi Bulgaria. Yes. Bânțu cu Dobromir. Finală de bușteni. Aproape. Bânțu care câștiga mașina și Dobromir care putea să câștige. Da? Bânțu, Bânțu, da? Dobromir o câștiga benzina. Pascu N. Pascu N. Munteanu Gioni. Pascu și Munteanu. Atodiresei Bălan. Aici, aici. Bălan și Atodiresei. Stan Ilie Barbu Alexandru. Stan Ilie Barbu Alexandru. Pasul domnul de gând cu vocea mea ca să-i trimit tare. Știu, și la vorba că... Deci aici dacă încep să vorbesc, îmi vorbesc cu toți. Emilian cu Micuță. Emilian. Emilian în spate. Ok, hai. Emilian, încetați orice alte jocuri și continuați și jucați Cristian Carp cu Bârsan George. Carp Cristian, Bârsan George. Bârsan, Bârsan. Cristian Carp. Carp. Cine, cine? Carp Cristian? Carp. Unde? Cheamă-l în coace. Da. Mironică cu Alupei Silvestru. Mironica și Alupei. Aici e o Mironică. Bunăvară. Doar nu faceți lupte, jucați-i. E frică de joc. Domnul Mănăilă Radu Alexandru. Îl cauți pe domnul Mănăilă, da? Da. Ochiuleț Țiploiu. Țiploiu, Ochiuleț. Domnul Ochiuleț. E domnul Țiploiu, da? Uite. Dragomir Elena. Toma Radu. Doamna este aici. Toma Radu. Uitați. Martine, cine ajunge primul la 5 puncte? Domnul Staicu cu domnul Arminia. Aici, aici. Ambii jucători? Ok, uitați. Popescu Liviu, Antoche Cristian. Domnul Antoche, aici Popescu Liviu. Popescu Liviu. Ciobanu Ion, Uciuleac Ion, nu? Uciuleac. Uciuleac, Ciobanu. Uitați. Cam trei campioni. Tomciuc Bașac, derby de Târgovna.
Probabil că cineva care își trage la sorsa, dar niciodată. Cei mai buni prieteni joacă. Bratul Cezar, Nițu Adrian. Da, cei doi. Radu Vasile, Lungu Denisa. Domnul Radu. Domnul Vasiloiu Popescu Maria. Cine-i Vasiloiu? Uitați. Antochi Nicolae, de la Cuboboc Florin. Domnul Antochi Cuboboc. Carp Cristian Bârsan George. Stan Ilie Barbu Alexandru. Stan Ilie. Am vorbit cu el. Da. Șumașul cu Rudol. Așa. Costeniuc Săilă. Domnul Săilă și domnul Costeniuc. De la masă. De la Nicule. Da. E mai un pic. Hai, Daniel.
într-un zare asta. Domnul Nicu, aici o echipă umană. Și acum era tot mai bine. Știu, păi, dacă nu... Deci un ciobană cu Buciuleac, câștigat? Buciuleac, da? Unde sunt 19, Buciuleac are de ciobărie cu 5, 2, și ciobanul, trebuie să trecem 1-0. Îl vezi cu ciobanul 2. Nica Mihuță, uitați, Begemon, 9 puncte. Puteți juca. Mergem afară. Sava Dudău. Asta era o canadiană, era o canadiană. Dudău. E lumină mai mare. Da, da, da. Dudău, da? Sava, uitați, Begemon. Ciobanu Bălan. Antoche Cristian. Antoche, da? Antoche, așa, și cu barbă, da? Arminia George, George Bulgaria. Arminia. Joacă, bine, ok. Buciuleac Bratu. Bratu. Bratu Cezar. Unde ești, mă? Nu știu, Bucile. El, cel de acolo. A, da, el e la cap. A, joacă? Da. Bânțu cu Emilian. Bânțu. Ochiuleț Bașac. Mai joacă, probabil. Popescu Liviu, Rudolf joacă. Ciubotariu Tomciuc. Ștonciu joacă. Rădulescu Pașcu Nicu. Pașcu, Rădulescu. Da, și după aia nu mai găsește pe el. Știi? Când te duci tu camerii, ori neacă. Cocică Radu Alexandru. Hai, Cocică. Uite, Radu Alexandru, mai chemă 9 puncte. Dinu Ionel Radu Vasile. Haideți să te recază. Felix Costeniuc. Felix. Costeniuc. Felix. Munteanu Leon. Cine? Poftiți. Munteanu cu Leon. Johnny cu Leon. Leon e la piscină, face baie. Dobromir Lazar Eugen. Sunt amara amândoi. Cum e lângă altul să afară? Da, și nu lasă. Dobromir și Lazar. Sunt unul lângă altul. Bârsan Mănăilă. Bârsan? Eu. Mă duc eu la... Nu știți pe domnul Mănăilă. Ok. Zaharia Florea. Florea. Cine e Florea? Florea cu Zaharia. Cine e Florea? Cu mustață. Begemon. Antochi Nicolae Ubernianu.
Antochi, Bernian. Popescu, care e Popescu? Mariano. A tot direi să-i. Care e Popescu? Nu este să-i Popescu? Da, da, care e Popescu? Sunt doi Popescu. Și ăsta e Marian? Ăsta e Marian, din Ustrie. La Liviu am scris eu. Da, e acasă o ție spartă. E un pic acolo, frate, o să-l trec. Dar cu sumă, e la Liviu. Nu sunt aici. Aici, pe doamna. Brădulescu este? Stan, este unde e Stan? Aici, pe doamna. Cine este liber prima dată? Da, trageți un bilețel să vedem cine are liber. Cel care e liber nu înregistrează nici victorie. Cine? El rămâne liber, da? Echipa Toma Mănăilă este liber. Trece, hai, două bilețele acum. Nu mai mergi la mondial? Două, deschide. Așa. Joacă echipa Nica, echipa formată din Nica și Cocică din București, cu echipa Buciuleac și cu... cu tine, nu? Buciuleac cu Vereș. Buciuleac din, din Brașov, da? Nicule cu Vereșești. Da, da, cu Vereș. Și Vereș din Timișoara. Ăștia, e primul meci, da? Următorul meci. Hai, hai, hai. Veghem rapid. Veghem în echipe, la 7 puncte. Ciubotariu din Constanța, potriva echipei tată și fiu, Lazar din Bacău. Hai, hai, următoare. Hai, ok. Echipa Rădulescu, Popescu Marian, împotriva echipei Țiploiu Bălan din Onești. Rădulescu din Urziceni, Popescu din București. Echipa format, echipa bulgară din Dobromir, George, împotriva echipei din Bragadiru, Radu Vastile. Și așa. Două echipe. Desface domnișoara. Atunci Resei și Antochi din Dorohoi cu Boboc și Arminia din Onești. Barbu Staicu din Brașov cu Bânțul din Târgovna și Florea din Moinești. Johnny Munteanu, Denisa, l-a scris, no? Împotriva lui Antoche și Cioban. Aici ai nimerit-o, da? Își pierde serviciu. Aici ai trage la sorți. Leon, Dorel și Gabriela, Emilian Strong din Onești.
2 linii. Mama Stella, împotriva lui Stan Ilie, ragazzi. Stan Ilie Stella. Ați jucat la Cina Suceava mai numai. Cupa, trebuie. Doma este liberă, da? Aici avem, mulțumim, aici avem fișele pentru ei. Thank you.
Este extraordinar. Cât a ieșit pe zar? Citiți acolo. 5-1. Am constatat că foarte multe zaruri de aici din acest campionat sunt cu 5-1. De când a venit? Nu glumesc. Acolo am văzut. Am plecat. Hai că strică filmarea. Te lăs cu Adrian. La jucătorii de față, toate zarurile sunt bure. Pentru că se jucă. Bine. Venim cu o știre nouă și la masa numărul 3 tot 5-1 a fost. Da? Și acum urmează tot 5-1. Hai, fia, să urmărim. Perfect. Vă rog să focalizați în acest moment. Au blocat toate. A, tehnic. Pune la microfon aici. Partea tehnică, vă rog. Da. A jucat foarte bine. Fii atent. Următorul zar, tot 5-1. Joc e riscat. Cât? 3? 3-1. Da, sunt pe stradă. După consultare se consultă noi. Da? Da. Da, nu. Da. 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 Nu știu cum interpretează domnul Dorel Leon, care e mare campion și poate că îl surprindă mutările noilor. Noi echipe, da. Ce joci? Eu? Da, că e că și trebuie să... cu 4 sau cu 6. Da. Cu 5 sau cu 6. Mai prea zon că pică. Toate că există un grad mare de risc. Da? Da. Da. Și astea. Da. Și mai mult. Da. Nu mai Simbolizată de acolo. Mă zic 6 sau 5. Dacă e mari și negri. Da.
Mamă, că ai jucat bine, că odată e altă treabă. Domnul Nicu? Da. Credeți-vă și pe mine, ce mată la urmă, că am să mă fac și o ghetă. Eu iertă-mă, ai dat-mă, e rău, că ai dat 100 de zaruri să te faci acolo. Da, 95. Da, ai dat la mine. Da, Florin.
Poate că nu e un pic că filmează Constantin. Dar astăzi încep să dau. Thank you.
Da, 6-6, mă spun un mițu și acum trece.
Ioan Ciobanu joacă la tablă, ține-l și aici.
Cezar, bratul, Dan, Pașu. Pașu, da. Cezar, uitați, puteți. Emilian, Rudolf. Emilian și Rudolf. Ok. Rudolf, uite. Mănăină Georgi. Georgi? Din Bulgaria, Georgi. Georgi, aici era, mă. Ok. Ai strigat mult. Cocică Ion. Popescu Marian. Aici. S-a trăit la tablet? Adeghe, mă. Autodirecție, Vasile Radu. Radu Vasile? Gafar. Ok, bravo. Popescu Liviu. Uite aici, Cezare. Stai cu Adrian. Stai cu este cel care joacă la... Da? Vă băgați chiar cu spatele în urmări. Fiți atenți și la camera, adică cooperați cu imaginea dumneavoastră. Rădulescu Johnny Munteanu. Eu sunt aici, da. Johnny, îl sunesc. Ce nu-mi place, chiar al meu. E legătură, da? Ia-o. Florea Bașac. Bașac aici, Florea. Florea! Ok, mergem la 9 puncte, jucați-ne. Răzvan Tomciu. Mihuță Florin. Galațiu cu Târgoviște. Dău Costel. La 9. Toma Radu. Ok, joacă. Ține la aici. Joacă el, da. Cristian Antoche, Ion Țiploiu. Cristian Antoche, Țiploiu. Dați frișa. La masa numărul 11. Masa 11. Verle Cuciuneac. Ei sunt în echipă, ei se cunosc. Dorel Leon. Nicolae Bernianu. Este Ibernianu, da? Ok, să sunăm pe Leon. Uitați aici, jackpot-ul pentru Denis. S-o trec cu Denis. Conclujan, masa numărul 11. 11, deci Cristi Mersu nu va să vă cea. Succes! George, Maraina. Thank you.
Thank you.
Republică mai departe. Uite, Zaharia. Zaharia, unde ești? Vino acasă, îți dăm o doamnă să joci. Nu așa te trebuie. O doamnă? Doamna Stella? Poftiți. Eu ce am zis acum? Am întâi o hârtie. Ia și tu ora. Ia și tu ora. Emilian cu Săilă Dan. Emilian din Onești, Săilă din Bacău. Ok, eu. Tricop Adrian. Cu Georgi. Bulgaria. A venit din Copadrian? Da, a venit. Ești mai spriat? Îi dau un telefon. Da. Denis a fost cu Gioane și a fost împotriva lui, știi? Da, da. Cu cine am căzut? Cu cine ai căzut? Cu cine ai căzut? Cu cine ai căzut? A tu diri să cred tu? Competiția se apropie de final.
Așa. Vă spune. Mai trage și alte bilete, înțeles și eu. Așa. Vereș cu Bănțu. Vereș. Nica cu Radu Vasile. Așa. Alt cu Bălan cu Pascu. Pascu Nicu. Da. Antochi cu Pasan. Tot din Orești. Bălan. Așa. Emi cu... Antochi cu Cică. Nu, mă, eu, Antochi. Emilian cu Cică. Ne-am încălzit cu bătul ăsta și l-am plumbat la tabă. Dar e un bonus, poate să pierdă de 4 ori, că e doamnă. Mițu cu Toma. Așa, Mițu, Reția cu Țiploiu. Și atât. Așa, dați-mi plicele scrise. La tablă sunt următoarele artine. Nisu Adrian din Brașov, Radu Toma din București, Țiploiu din Onești, Renția din Onești. Renția de la Cași. De la Cași. De la Cași. Boboc din Onești cu Stella din Suceava, Emilian Onești, Cocică, București, Antochi Nicolae Dorohoi, Pașac Lucian din Târgogna, Pascu Nicu din Onești, Bălan Florin din Onești, Onești e... Bălan Florin joacă aici la echipe, Nica Ion, Radu Vasile, Radu Vasile, e liber? Ok. Vereș, Marius, Bânțu, Nicolae, Popescu, Liviu, Tomciuc. Tomciuc este liber, Popescu, Liviu era disponibil. Joacă? Eu sunt liber. Da, mă dăm imediat. Antonirese, Precup, Mircea. Precup, Mircea. Este Precup. Antonirese. Altmeci, Radu Alexandru Micuță, Zaharia Cristian Gioni, Stanilie Arminia. Arminia joacă cu... Ei, acestea sunt meciurile. Care? Renția cu... Da. Renția cu Țiploiu. Puteți... E liber, păi l-am întrebat dacă e liber. Bravo, uitați, bun meci. Antochi Nicolae. Acestea sunt meciurile. Să-i vedem cât de cavaleri vor fi.
Asta e cardul. O de bar, apără, apără, apără. Vem como a casa.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Are 38,5. A ieșit la fel, da? Nu știu până mai...
Doamna Gabriela din Bacău, la masa numărul 2, Cristina din Predeal și Violeta de pe strada Crizanteilor Târgu Ocra. Nume de flori. Și la masa a treia, de Lucia din urmă, Rodica cu Stella. Stella de la Suceava, Rodica de la Târgu Ocra. Mulțumim! Se anunță party de interesante. Thank you.
de la suspensie. Da. Dacă puteți înainte, partea altă. De văzut. Da. Acolo este casa mea. Și când ne-am uitat, dacă luam zero, ne-am uitat. Unde sunt acolo? Ei, nu știu. Ei, asta va. Avem 24.
și la 106 să luăm. Dacă e căpțăran, se repede, trebuie să fie numai pe scroc. Merge și așa, dacă e, dar să fie sus. Nu știu. Și trebuie să fie în partea ta aici. Da, am căzut țară pe mușcă. A fost bine. Da, aici se repede. Ca să jucați capul. Uite, stai în corect. Dacă puteți să așa cu mâna, dacă vă zic, păi, cum mă duc asta? Cum vă înțelegeți voi? Dacă ai terminat de asta, ți-ai zis. De echipe, backgammon. Au fost 22 de echipe, 44 de jucători din țară și din străinătate. Locul 4 la echipe, Buciuleac din Brașov cu Vereș din Timișoara, este locul 4. Invităm pe scenă. Așa. Locul 3, echipa din Onești, Zdrobiș, Ciprian și Balan Florin. Îi invităm pe scenă. Locul 2, finaliști, care sunt și vice-campioni europeni, echipa din Târgu Ocna, Antoche Cristian, Ciobanu Ioan. Îi invităm pe scenă. Semnăm picul.
semnăm diplomele. La loc, așa, locul 2. Trofeul, locul 3, Ramon Barber, cenă. Și... Da. Locului 4 i-am oferit un premiu de 761 de lei, net. Locul 3, echipa Zdrobiș, domnul Zdrobiș. Ciprian, vinom cu acela. Așa. Ok. Deci locul 4, cum am spus, Buciuleac și Vere, din Timișoara, respectiv Brașov, 761 de lei. Locul 3, echipa din Onești, 1522 de lei. Vicecampioni europeni și vicecampion la acest turneu, un premiu de 2283 de lei. Campionii acestei competiții sunt jucătorii din Nica Ion și Cocică Ion. Oferim diploma de locul 1. Rămâneți în podium. Pentru că și competiția a fost foarte grea și cupele sunt grele. De măsură, locul 1 echipei, capitan Nica Ion din București, profesorul, felicitări. Mulțumim foarte mult pe această cale partenerului media, Exclusiv TV din Onești, și cel mai mult mulțumim sponsorului principal, domnul Șova Bogdan, dacă este în sală, îl invităm, îi mulțumim și îl rugăm să ne susțină și cu altă ocazie și în alte competiții. Vă mulțumim frumos! Mulțumim! Felicitări! Bravo! Pentru turneul individual de table și individual backgammon. Felicitări încă o dată celor care au câștigat la turneul pe echipe. Turneul a fost puternic. Dacă vicecampionii europeni au fost aici tot vicecampioni, vă dați seama ce campioni avem noi în România. Felicitări! Da. Cea mai frumoasă cupă. Evoluție. Și... Dar cea mai frumos trofeu. Păi da. Vă? Vă v-am plăcut? Nu-i frumos? Nu-i frumos? Nu-i frumos. Hai, lasă frumoasă. El Cristian? Hai, da. Mă fac penelist. Hai, da. Hai, da. Hai, da. Hai, da. Cine câștigă între ei e campion. Da.
ce părere, mă rog, eu nu Era un zar cu 6-6 în perspectivă.
наступит. Эй, это не хороший шибит. Это вот попрошнее будет. Алло, как вы сказали, что вы Thank you.
am dat 5, a atins zarul. Eu 5. Da, 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 mai dat 5. Exact. Da, da, da. E de vreme asta. Da, 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 am dat 5. Dublu. Doi. Da, pune pe doi. Da, eu le-am zero, da. Așa e la galați, dar aici e cu două ore, mai în urmă. Aici e 10, 22. La galați, 24. Hai să-i facem și pe băieții o poză acolo. Domnul Eugen are o poză. Domnul Eugen, stați acolo cu fete. Ia să vedem. Ia să vedem. Nu te-ai și tot. Vă rog. Nu văd, nu văd ce lume. Vă rog. Să vă luăm pe Dorel, da? Așa. Bravo. Și încă o dată Cristian, tot. Bravo. Nu, mai fost. Hai.
Grecia,
nu știi ce fac consilierii noastre? El ne-a consilier. E consilierul personal al primarului. Dar trebuie să-i controlezi și tu ăștia. De ce e scris? O să-i sugerez secretarei domnului primar. Celebrul 4-4. Mi-am uitat și 2-2. 4-4 și 2-2. Nenumărate voi. 2-3. Thank you.
Da, deci și nu să vezi, e diferența de scor, deci ăsta tot sunt mărie. Diferență de 3 clipsuri. El are 94. Adică nu merge. Uite, nu. 9 plus 9. 8 plus 9. Da? Și dă 94. La 65. Dai, aveți un victor. Iar în final are... Adică tu ai ce știi? 8. Da. Ai averaj mai mic. La 62 la 89 e plus 27. Wow. Și eu de la 64 e plus 29. Diferență de 2. Da. A trăit o șoc. A trăit o șoc. Putem să mă dea Arminia, am scris aici.
S-a încheiat turneul de pe Gemon, au fost 52 de înscrieri, jucători din România și din Bulgaria. Pe locul 5 s-a clasat domnul Radu Vasile din Bragadiro. Îi păstrăm diploma, a plecat mai devreme, a primit un premiu în bani în valoare de 1505 lei. Pe locul 4 din cei 52 de jucători, locul 4, Dobromir din Sofia. Le invităm, primim diploma și un felicitări. Rămâneți aici, rămâneți aici, da? Și un premiu în bani în valoare de 2258 de lei. Este premiu pentru locul 4. Locul 3 este Micuță Florin din Galați. Felicitări, Micuță! Felicitări! Un premiu în bani a primit, în valoare de 3.010 lei. Și trofeul, locul 3, Micuță din Galați. Felicitări! Turneu mare de pe Gemon. Rezultat mare. S-a speriat de succes. În ultimele patru... partide a avut 3 înfrângeri. El, dacă era puțin mai atent, era câștigător de etașa. Merită aplauzele noastre. Felicitări! Să vină cât mai des. Locul 2 și vicecampion european, vrea să stea toată la vicecampion, domnul Cristian Antochi, care a câștigat un premiu de 3763, diploma de locul 2, felicitări, rezultat mare, vicecampion la acest mare turneu, pe care așa cred eu că a fost, sper și dumneavoastră să vă fi plăcut. Iar campionul, marele campion al acestei ediții, este domnul Leon Dorel. Felicitări! Îl invităm pentru a-i înmâna diploma. Felicitări! Care a muncit mult în Beghemon, muncește în continuare. Da. Este mai pic. Trofeul cel mai mare este la această competiție domnul Leon Dorel, care a câștigat și turnee internaționale, care o să mai câștige în turnee internaționale,
și naționale, pentru că are alături de dânsul mereu pe doamna Gabriela, care e foarte noroc, da, care, și care partea, a fost... Și din partea televiziunii un CD cu Eugenul Gurean. Mulțumim frumos! Așa cum vă spuneam, soția e foarte noroc. Dar a să fost, aici unde e? O invităm și pe poftiți, dânsa. Poftiți ca să da? Locul 2 la turneul doamnelor, doamna Leon Gabriel. Gabriela. Scuzați-mi datorită oboserei. Iar câștigătoare la turneul doamnelor este Rodica Drăgănoță, care îi mână de acolo scump, drăguță. Pe aparatul. Și dă o pâine de pe care o gătire participe. La câștigat. Da. Deci au fost 8 doamne. Hai, Gabriela. Și-au câștigat. Oricum, marele câștigător al acestui turneu este Leo Norel, care obține un premiu brut de 4.500 de lei. Pe toată categoria sunt premii de 15.500 de lei. Mulțumim că ați avut răbdare până la această oră. Continuăm cu ultimele partide la turneul de table. Este.
niciun deranj. Pedepsește zarul ăsta, dracu' ăsta, da, da. Hai, mă, o dată să dau. O dată, da. Două le-am văzut. Am câștigat. Aha.
Și una când joci cu teia de lez, face zrrr, dar și alta când e capitelat. Și ce spune? Mă, nu-i vădadă-mă cutia ta, că e aia șmecheră. Și domnul îi spune, de ce mă trebuie că dai tu față să joci cu cutii de astea de competiții? Cum fac un vorbesc popular ce e așa vinovare, nu? Da, mă, dar o iei după net. Constanța, îl invităm aici, alături. Felicitări! A primit un premiu în bani, în valoare de 978 de lei și mânăm și o diplomă. Felicitări! Rămâneți aici pe scenă. Locul 4, Arminia Cătălin, din Orești. Felicitări! Felicitări! Luați loc! Așa. Domnul Arminia din Onești a primit un premiu brut în valoare de 1223 de lei. Îi oferim și diploma. Mulțumesc. Felicitări, jucător valoros. Locul 3, atodiresei Gabriel Cristian din Dorohoi. Felicitări. Felicitări. Alături de dăm și diploma și cupa. Dăm și cupa. Și la anul să câștige și campionatul. Nu mai cupa. Finalist, locul 2, deci Bălan Florin Daniel, doctorul din Onești, doctor de profesie, doctor și în table. Și cupa. Câștigătorul acestei ediții a concursului Open de table cu participare internațională este domnul Stan Ilie din Bragadiro. Felicitări! Felicitări! În centru acolo. Vă înmânăm diploma. Ați luat în mijlocul fără. Am primit și un premiu în bani în valoare de 9.934 de lei. Și cupa. Bravo, dumneavoastră! Felicitări! 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 Cam asta. Mulțumim partenerului nostru, care ne-a filmat pe întreg parcursul evenimentului, Exclusiv TV, domnul Eugen Mucureanu, domnul Adrian. Vă mulțumim. Să mai fiți alături de noi. Mare drag. Mulțumim, băieți, că ați venit, ați alăbătare. Asemenea. Da. Felicitări. Dragi telespectatori, ați urmărit filmarea integrală a unui turneu mai mult decât deosebit. E de fapt și o premieră pentru televiziunea noastră, un campionat complet de backgammon, dar desigur mai multe detalii despre acest eveniment aici la Slănic Moldova din partea
organizatorului, anfitrionului, am putea spune, domnul Drăgănuță Neculai. Vă felicităm în primul rând din partea televiziunii, dar vreau să vă spun că au fost 3 zile, chiar dacă au fost foarte lungi, au fost deosebit de plăcute, lume bună aici la Slănic Moldova, la Hotel Dobro. Mulțumesc foarte mult, domnule Eugen, mulțumesc telespectatorilor care se vor uita la emisiunile filmate de Exclusiv TV. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în aceste 3 zile lungi, până noaptea târziu, cu jucători din toată țara, din orașele mari, București, Cluj, Constanța, Suceava, Bacău, din toată țara. Și din Bulgaria. Și din Bulgaria au venit 2 jucători din Bulgaria, din capitala Bulgariei, din Sofia. Și acum, la ora 1 dimineața sau 1 noaptea, am făcut o premiere la concursul de backgammon, la care a câștigat Leon Dorel din Bacău, în finală cu Antohie Cristian din Târgu Ocna, ia ca județul Bacău este fruntea. Dacă la echipe mai devreme au fost premiați pe primul loc cei din București și pe locul 2 cei din Onești, acum județul Bacău rămâne în continuare în frunte. Care este numărul participanților la această ediție? Am avut participanți care au jucat atât la turneul de table, cât și la turneul de backgammon, cât și la turneul pe echipe. Backgammon, cred că au fost undeva în 75 de jucători. De altfel, telespectatorii noștri vor vedea, am monitorizat permanent rezultatele, acele liste pe care dumneavoastră le-ați văzut încă din prima zi. Și haideți să vorbim acum despre plafonul financiar al premiilor acestei competiții. Au fost premii de peste 35.000 de lei, 10.000 de lei am avut din partea sponsorului acestei competiții, Teleconstrucția și Hotel Dobru, iar ceilalți peste 25.000 de lei din cotizații ale membrilor Asociației Române de Backgammon, pentru că trebuie să fii membru al Asociației Române de Backgammon pentru a juca la competițiile organizate de această asociație. Atmosfera a fost extrem de plăcută, zic eu, trebuie să-i mulțumim și domnului Bogdan Șova pentru că a fost alături de dumneavoastră, dar mai mult decât atât, ați avut și un partener important, respectiv primăria Slănic Moldova. L-ați invitat pe domnul primar chiar la deschiderea acestui concurs. Da. Mulțumim pe această cale domnului primar Baciu Gheorghe, mulțumim primăriei pe care o administrează, cât și Consiliul Local Slănic Moldova, care a agreat acest eveniment organizat de către Asociația Română de Backgammon încă de la începutul discuției și a pregătirii evenimentului, pentru că pregătim acest eveniment de câteva luni bune pentru a aduce foarte mulți jucători care au stat în stațiunea Slănic Moldova 3-4 zile. Dacă au fost peste 70 de jucători, aceștia au fost însoțiți de soții, de prietene, de prieteni și au trecut de 100 de persoane ca număr. Deci aceste persoane au cheltuit în stațiunea Slănic Moldova. De fapt, noi am făcut un concurs de backgammon, dar în primul rând o promovare turistică a stațiunii Slănic Moldova. Da, dacă v-a plăcut, sper că veți reveni, eu știu, ori anul acesta, ori anul viitor, aici la Hotel Dobru, pentru că toți concurenții ne-au mărturisit că s-au simțit foarte bine. Da, păi dacă ei s-au simțit bine și așa am observat și eu, asta înseamnă că vor reveni în număr cât mai mare, deci vor reveni cel puțin aceștia care au fost, plus că vor aduce după ei și alți jucători. Pentru că premiile au fost foarte mari, atrăgătoare și sunt convins că sponsorul acestei competiții, SC Teleconstrucția, prin Hotel Dobru și Vila Teleconstrucția, vor susține în continuare această acțiune pe care ne-o propunem în viitor, pentru că este benefică, pentru că o stațiune fără turiști sau un hotel, dacă este umplut la capacitate maximă și prin cazare, cât și prin restaurant, totul este ok. Plus că și preparatele au fost pe placul participanților, condițiile de cazare, cum am zis mai înainte, deci camere curate, plăcut
minute și toată lumea s-a simțit bine aici, așa am observat. Asta înseamnă că Asociația Română a avut de câștigat prin organizarea competiției, hotelul a avut de câștigat, stațiunea a avut de câștigat. Și totul la mers ca pe roate, cum putem spune. Iată, chiar dacă au fost 3 zile, chiar dacă spațiul temporal a fost destul de extins, concurenții s-au simțit foarte bine. Dumneavoastră, împreună cu stafful pe care l-ați avut aici la Slănic, ați muncit foarte mult, dar probabil plăcerea de a avea un eveniment de asemenea învergură, cred că a doborât, să spunem, oboseala, nu s-a mai simțit. Ați făcut un efort deosebit și în numele televiziunii noastre vă felicităm, domnule Drăgănuț. Vă mulțumim, domnule Eugen, mulțumim că ați fost alături de noi, vă invităm să fiți alături de noi și la alte evenimente pe care le vom organiza. Avem în vedere în septembrie să organizăm un concurs în stațiunea Gioagiu Băi. Până atunci pregătim un turneu pe litoralul românesc și sperăm să revenim la Hotel Dobru prin octombrie, noiembrie, cu bine. Iată un eveniment pe care televiziunea noastră l-a transmis și îl veți vedea integral atât pe site-ul nostru exclusiv tv.ro, dar mai ales ca un mesaj frumos pentru românii din străinătate care pot să vadă că aici în România lucrurile merg bine, cel puțin din punct de vedere al acestui sport. Vă felicităm, dacă mai aveți ceva de completat pe final, ne-ar face plăcere să vă auzim. Da. Vă mulțumesc încă o dată, atât dumneavoastră cât și sponsorilor, cât și celor care au venit la competiție. Invităm pe toți iubitorii jocului de table, backgammon, să vină la competițiile organizate de Asociația Română de Backgammon. Sunt premii mari, sunt jucători valoroși, ceea ce le oferă posibilitatea celor care participă să fie pregătiți în eventuala participare la turnee internaționale, pentru că în jocul de backgammon are fiecare an campionat european, campionat mondial. Campionatul mondial se joacă la Monte Carlo, iată, este un sport al minții respectat. Încă o dată mulțumiri, felicitări și să auzim numai de bine și să ne revedem cât de curând aici la Slănic, Moldova, unde sportul este la el acasă. Multă sănătate și succes! Mulțumim, mulțumim frumos, la revedere! Dragi telespectatori, iată, după 3 zile suntem la finalul campionatului de backgammon, da? Avem lângă noi campionul, putem spune, da? Ați câștigat trofeul, da? Cum vă simțiți în acest moment după 3 zile de concursuri, de adversari, de mult stres, putem spune chiar? Ați rezistat eroic până la această oră. Da, sigur, în primul rând sunt bucuros că am câștigat, dar na, un pic obosit că s-a acumulat 3 zile de... Dar s-a obișnuit cu câștigurile. Ați mai câștigat premii la acest sport? Da, da. Da, numeroase premii. Deci joc de 6 ani și s-au acumulat multe. Am văzut că monitorizați, înregistrați cu mică, să spunem, cameră de luat vederi. Aceasta are și rolul de a vedea cum ați evoluat și dacă ați făcut bine sau dacă adversarii au avut niște mutări mai inteligente? Da, sigur, camera mă ajută în perfecționarea jocului, să spun, având două softuri la care după imaginea video corectez anumite erori care se pot produce și îmi duce la îmbunătățirea jocului. Împreună cu dumneavoastră a fost și soția, am înțeles, da? Ce îi transmiteți? Acum dânsa nu ne aude, ce îi transmiteți în acest moment de maximă bucurie pentru că ați câștigat trofeu? A, ce să îi transmit și ai obosită? Da? Na, ce să... Cred că și ea e bucuroasă că am câștigat și na, cu siguranță vom mai urma și alte turnee și în special eu urmăresc turneele internaționale care acolo sunt câștiguri mult, mult mai mari, dar și nivelul jucătorilor, pentru asta mă și pregătesc, apropo de cameră, este, nivelul jucătorilor e mult, mult mai mare față de nivelul României. Ați participat la asemenea competiții internaționale, care ar putea fi subliniate în acest moment? Sigur,
sunt numeroase, dar cel mai mare a fost în 2015, când a jucat finala de acolo, fiind... Ce țară? În Cipru, fiind 280 de jucători la Master, cu un câștig de 40.000 de euro. Cum vi s-a părut organizarea acestei competiții? Ok, desigur, bună, în principiu domnul Drăgănuț organizează foarte bine, nu sunt pentru prima oară la turneile lui, suntem și prieteni de ceva timp, de când ne-am cunoscut. Drept dovadă, prima oară a fost la turneul de la Mol Bacău, care prin primul turneu participare a fost și primul câștig, chiar locul întâi. Și mult succes în continuare să organizeze, că la nivel de România, ce să zic, nu prea are cine să ne organizeze și noroc de dumnealui că strânge alături și a reușit să strângă un anumit număr destul de bun pentru România, să ne mai mișcăm și noi. Aici la Hotel Dobru cum v-ați simțit? Ați fost cazat aici? Am fost cazat aici, ok, în regulă, dar nu prea am stat prea mult în cameră decât să dormim. Mai mult am stat la restaurant și chiar și personalul foarte amabil, foarte mâncarea foarte bună. Da, ne-am simțit foarte bine. Așadar, să-l felicităm pe campionul nostru. Ne bucurăm că avem ocazia, prin intermediul televiziunii noastre, să prezentăm integral acest eveniment. A fost și pentru noi televiziunea o experiență, o provocare deosebită, dar ne bucurăm că, iată, avem un campion care ia în serios aceste competiții, le studiază, le pregătește foarte bine, deci niciodată succesul nu vine întâmplător. Așadar, vă dorim mult succes în continuare și la alte competiții. Mulțumesc, eu cred că în orice domeniu, nu neapărat în asta, trebuie să maximă dăruire, maximă muncă, voință și un întreg arsenal care contribuie la succes. Cam. Felicitări încă o dată, dragi telespectatori, iată, am avut privilegiul de a fi alături de câștigătorul acestui concurs extraordinar. Organizația națională, Asociația de Backgammon din România a venit cu o competiție aici, la Slănic, Moldova. Trebuie să-i mulțumim și domnului primar Gheorghe Baciu, care împreună cu Consiliul Local a facilitat prezența acestei competiții aici la Hotel Dobru. Vă dorim multă sănătate, felicitări încă o dată și să reveniți la Slănic, Moldova, pentru că spuneți că v-a plăcut foarte mult. Mulțumesc și oricând cu plăcere.